Când vine vorba de accesorii pentru gaming, ei bine, niciodată nu ai destule. Și într-un univers paralel, atunci când ai RGB inclusiv pe un scaun, vei avea cel puțin 5 FPS-uri în plus. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, unde astăzi vom discuta despre Genesis Street 600. Un scaun de gaming ce promite să îți îmbunătățească confortul atunci când stai la birou. Scaunul vine ambalat într-o cutie voluminoasă, iar elementele sunt protejate individual cu folii de plastic, carton și bubble wrap. În interior găsim steaua pentru baza scaunului, 5 roți, cele două cotiere, protecția pentru piston, pistonul în sine, capacele pentru articulația spătarului, sistemul de prindere și, în final, șezutul și spătarul. Asamblarea scaunului a fost foarte simplă. Mai întâi am atașat roțile, apoi am fixat în centru stelei pistonul și protecția sa. Am continuat cu fixarea în partea de dedesubt a sistemului de prindere și a celor două cotiere și am poziționat ansamblul deasupra pistonului. Am continuat cu montarea spătarului de elementele pentru articulație și în final am folosit capacele pentru mascarea acestora. Procesul a durat foarte puțin și nu am avut nevoie de extra unelte. Cheia Imbus, inclusă în kit, a fost suficientă. E bine, acum că am terminat cu asamblarea, hai să stăm puțin de vorbă și despre scaun în sine. Cât de confortabil este și ce alte caracteristici oferă Genesis Street 600. În primul și în primul rând avem iluminare RGB, așadar poți adăuga un plus de savoare setup-ului tău sau battle station-ului tău. Ce apreciez foarte mult este că banda RGB este foarte fină, nu vezi LED-urile individuale și jocurile de lumini sunt fluide. Așadar, nu am ce să comentez la capitolul acesta. În plus, vine cu o baterie externă, ceea ce mi se pare destul de interesant la prețul ăsta de 1000 de lei, 1100 de lei în funcție de magazin, oferte, perioade și așa mai departe. Este o baterie ce se încarcă pe micro USB sau pe USB tip C, are două porturi USB tip A, unul de 1A și celălalt de 2,4A. De asemenea, capacitatea acumulatorului are 10.000 de mAh. Poți să folosești bateria să alimentezi luminile de la scaun sau poți să o iei cu tine să-ți încarci telefon, căști, tabletă sau mă știu eu ce alte accesorii ai. O bilă albă pentru Genesis la acest capitol. Mai departe, scaunul vine cu un piston clasa 4 și posibilitatea de a-ți aranja spătarul în funcție de preferințele tale. Poți să te lași destul de mult pe spate, însă trebuie să ai foarte mare grijă de arcul care tensionează balansul, pentru că s-ar putea să te dai cu roțile în sus. Bine, toată lumea a pățit asta la un anumit moment, dar sistemul merge foarte bine, nu se blochează și nu am absolut nimic de comentat din acest punct de vedere. În ceea ce privește înălțimea, ei bine, nu este foarte mare sau foarte mică, însă suficientă cât să se acomodeze pentru diferite setup-uri, birouri și așa mai departe. Evident, avem și posibilitatea de a bloca balansul, pur și simplu împinge această limbuță și nu mai poți să te dai pe spate. În plus, steaua vine cu ceva suporți pentru persoanele ce își sprijină picioarele sub scaun. Și eu mai fac acest lucru, în schimb, nu ți alunecă și îți rămân acolo. Hai să vorbim despre materialele din care este construit acest scaun. Șezutul și spătarul au un cadru de metal, burete foarte moale și tapiseria este făcută dintr-un material textil / sintetic. Spre deosebire de scaunele ce au tapiserie ce imită pielea, acesta nu are un impact vizual atât de puternic, în schimb este mult mai practic pentru că atunci când stai în fața calculatorului un timp mai mare, nu transpiri atât de rău, nu te încingi atât de rău și materialul respiră. În final ajungem și la cotiere.
care sunt construite dintr-o spumă, să-i spunem așa, destul de moale și au un profil ce se mulează perfect pe antebrațul tău. Așadar, când stai în această poziție, șansele să-ți amorțească mâinile sunt destul de mici. Acum, hai să vorbim puțin despre ce aș fi vrut să văd la acest scaun. Mai multe unghiuri de reglare pentru cotiere. Chiar dacă poziția anatomică corectă este așa și cu mâna pe birou către mouse și tastatură, mulți dintre noi stăm mai pe spate sau vrem să ne sprijinim coatele în zona aceasta a scaunului și nu poți pentru că nu ai cum să o dai nici mai în față, nici mai în spate și nici nu ai cum să rotești cotiera. Bine, dacă stai așa nu este neapărat foarte confortabil, dar simți marginile care ți intră aici în antebraț. Practic, ești forțat să ții o poziție corectă. Ar putea fi un plus, ar putea fi un minus pentru alții. Evident, rămâne la atitudinea voastră să judecați acest aspect. Și în final de tot, ajungem la ceea ce nu-mi place la acest scaun. Pernuța pentru zona lombară. Am ținut-o aici, în acest videoclip, ca să fie și ea prezentă, însă trebuie să ai un spate curbat la un unghi destul de nenatural ca să poți să stai confortabil pe acest scaun folosind pernuța. Al doilea lucru care nu mi-a plăcut la acest scaun este că, să fim serioși, mulți dintre noi stăm așa pe scaun la birou sau acasă când ne uităm la un film. Dacă nu folosești această pernuță pentru cap, te vei lovi de rama de plastic a acestui suport pentru pernuță. Nu mi se pare un inconvenient atât de mare, însă dacă ai 1,80 sau ești puțin mai scund, o să ai mari șanse să fii deranjat în spatele capului de acea ramă de plastic. Așadar, recomand să folosești pernuța, care la polul opus față de pernuța lombară este foarte, foarte confortabilă și eu sincer n-aș da-o jos. N-aș da-o jos pentru că stă perfect aici. E bine, cam asta ar fi scaunul de gaming Treat 600 cu RGB. Este un scaun ce îți aduce un plus de culoare setup-ului, este confortabil, te obligă să stai anatomic corect, poți să-l întinzi pe spate, nu face gălăgie, nu face zgomot, iar vecinii de dedesubt vor fi destul de fericiți atunci când te plimbi de colo-colo în cameră, când ai o sesiune de gaming pe la 2 dimineața. Sunt tare curios să aflu și părerea voastră despre acest scaun, așadar ne vedem în secțiunea de comentarii de mai jos, iar până data viitoare nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate. Salut!